Stați un pic. Nu știu de ce dracului nu m-am gândit mai înainte. Ok, se vede puțin mai clar, dar bruiat. Ok, păi salutarul meu, eu sunt gamerul Tehnician și bine v-am regăsit la seria noastră de Q&A, care am început-o azi. Deci, bine v-am regăsit la seria noastră de Q&A și... Da, o să răspund la întrebările pe care mi le-a pus Drăpânărep. Mersi, frate. Și-a deschis și el un canal și... da, s-a apucat și băiatul de treabă. Vă sugerez să vă abonați, dați un like, share, subscribe. Deocamdată face videoclipuri cu Clicker Heroes. Chiar dacă are calculatorul puțin mai prostuț, se descurcă foarte bine. Și da, vă sugerez să vă abonați și la el. Da. Ok, YouTube, Gamerul Tehnician. Sper că mă auziți bine. 704 vizionări la canal, 11 abonați. Mi s-a dezabonat cineva de la mine. Hai. Ok, eu fac video 1. Ok. Da. Sunt încă live, să zicem. Ok. Deci, ce ai face la 30 de ani? Bă, păi, m-aș pune în pat, dacă aș avea, probabil cu nevasta, aș jupă în pat, i-aș jupă pizda pe pereți. cu 69 de partide. Nu pot să ne glumeam. Bine, și glumeam și nu. Dar mai mult aș vrea să cânt sau să mă fac polițist. Da, era să omit aceasta, ce căști, ce microfon căști ai. Păi, sunt niște căști Fama. Stai să-ți arăt și firma. Și să-ți arăt cum arată ele. Să-ți arăt cum arată ele și să-ți arăt firma. Păi, firma, dragul meu, este aceasta. Fama. Sper că poți vedea. Nu scrie Nama, vezi, scrie Hama. Ok. Ok. Și se pot face mai mari cât pentru un elefant. Vedeți cât se pot face de mari. Și mici, micuțe. Eu de obicei le țin cam pe la sfert. Microfonul. Fier. Ok. Dacă poți vedea, are, nu cred, poți vedea,
se vede așa. Are două unghiulețe. Aici. Cășne în sine și un burete care ți le fixează pe ureche încât să auzi mai bine. Și da. În ce județ, sector te-ai născut, locuiești? Păi, eu m-am născut în județul Vâlcea, România, Râmnicu Vâlcea, județul Goranu. Da, țară, România. Oraș, Vâlcea, județ, da, județ Râmnicu Vâlcea, cartierul Goranu. Nu știam cum să mă explic. Dacă avea un PC din anul 3, ce ai face cu el, fără să-ți iei GTA 5? Păi, să fiu sincer, aș face cât mai multe live-uri pe Twitch, hitbox, mi-aș donanda OBS, GTA 4, și aș face serie cu toate jocurile de pe planetă, fiecare câte 100 de episoade, sau chiar 1000. Pentru că dacă aș avea un calculator de la îți dai seama. Fie dracu de muscă. Și ai Minecraft. Sincer, bă, mi-e rușine să zic, dar nu am Minecraft, pentru că mi l-am șters acum câteva zile, pentru că nu mă mai joc pe el. Ce ai face dacă seara ai 11 amuna și dimineața 1 milion? Bă, nu știu, a sărbătorii cu un bidon de la mare de uriaș, de o tonă. Da, de o tonă și n-aș mai dormi un an de zile. Și probabil mi-aș cumpăra și un de la nou, calculator nou. Anume tău de familie rugașe că în primul tău canal sau altul. Da, bă, numele meu de familie Gogoașe. Da, Gogoașe. Uite, pe cineva care a scris bine Gogoașe, în sfârșit, un băiat deștept pe planeta asta care știe cum să scrie numele meu de familie. Bravo, bă, bravo, boss. Toți care îi cunoșteam scriau cu O. Gogoașe. Bun, să văd dacă mi-a mai pus întrebări. Real pentru rap în rap. Bă, rap, eu ți-aș recomanda, frate, să filmez cu Bandicam dacă eu ți-arăt eu niște setări. Îți arăt cum să-ți iei versiunea full și da. Ok. Ah, da, și să vă mai spun ceva despre RepNRap. Face serii cu niște jocuri pe net nu prea știute și sunt șanse de 10% ca în toamnă să fac League of Legends. A făcut deja 2 videoclipuri, se descurcă băiatul. Bun, pe că atât a fost lumea cu acest episod de Q&A. Eu am fost gamerul tehnician, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Bye bye! PS, aștept cât mai multe întrebări. Ok. Păi că am tătat pe și cu acest episod, eu am fost gamerul tehnician, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare.
Și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Bye, bye!